Salutare, prieteni! Practic încerc să fac același video și în română. L-am înregistrat pe cel în engleză și am dat drumul pe pagina pe care am deschis-o pe Facebook. Un alt clip înseamnă alt câștig în NBA. Am zis că m-am lăsat de pariatul în fotbal. M-am lăsat, chiar n-am mai pus în fotbal de nu mai țin minte, pur și simplu cotele sunt prea mici. Să vorbesc puțin despre ce s-a întâmplat în NBA seara trecută. Practic m-a salvat. Și despre asta vreau să vorbesc în principal, despre bettingul live. Sunt momentele alea când te uiți la un meci și poți să-ți dai seama din primele minute cum o echipă va performa. Și n-ai nevoie, nu trebuie să te uiți la tot meciul. Așa s-a întâmplat aseară cu Philadelphia 76ers la Indiana Pacers. Pur și simplu am avut senzația că băieții aia de la Philadelphia 76ers nu pot rata de la 3 puncte. Și James Butler și cu Embiid pur și simplu i-au distrus pe cei de la Indiana, care a jucat foarte bine, dar este frustrant când tu ca și echipă te chinui să înscrii 2 puncte sau îți faci punctele prin aruncări libere și vezi cum cealaltă echipă înscrie atât de ușor de la 3 și nu ești în stare să le închizi drumul de la acea aruncare. Da, am încercat să pun în timpul jocului, am încercat să pun un pariu live. Am vrut să pun 26-25 de lire pe o cotă de 29. Cei de la William Hill nu m-au lăsat pentru că era o sumă prea mare pe o cotă prea mare, așa că mi-au oferit o variantă de 17,86 de lire pe acea cotă de 29, pe care, sincer, am luat-o și bine am făcut că am luat-o, pentru că în final acei 17,86 mi-a adus 500. 500 517,94. Ceea ce înseamnă un return de 500 de lire. Bun, ăsta a fost meciul live pe care l-am pus. Am avut alte două meciuri. Denver Nuggets juca acasă împotriva celor de la Chicago Bulls. Chicago Bulls, care este probabil cea mai slabă echipă. Adică echipa cu cea mai slabă ofensivă din NBA anul ăsta, până acum cel puțin. Au pierdut într-adevăr la peste 21 de puncte, au pierdut la 30 de puncte diferență chiar. Denver Nuggets, o echipă care, deși are câțiva jucători foarte buni accidentați, e o echipă care se înțelege foarte bine și e foarte, foarte, foarte bine sudată. A reușit să câștige fără probleme. Iar surpriza la care nu m-am așteptat, LA Lakers a reușit să câștige la Oklahoma City Thunder după ce a scos un rezultat de egalitate în cele patru reprize. S-a dus în prelungiri și pur și simplu i-a distrus pe cei de la Oklahoma City Thunder la o diferență de 10 puncte. Per total 128 la 138 pentru Lakers. City Thunder m-a dezamăgit și următorul lor match, am impresia că mâine seară, este împotriva celor de la Philadelphia 76ers, pe teren celor de la 76. Voi paria împotriva lor, puternic. Asta înseamnă peste 21 de puncte handicap împotriva lui 76. Pentru că nu înțeleg, Oklahoma City Thunder are niște jucători extraordinari. Nu înțeleg
cum de-au reușit să piardă împotriva unei echipe fără LeBron James și într-adevăr există un Kyle Kuzma acolo care a făcut un joc foarte bun, dar Lakers nu se regăsește și de asta e și pe locul pe care e. E de pariat pe Lakers atunci când LeBron James se va întoarce la echipă, pentru că el poate de unul singur să înscrie 40 de puncte plus. În seara asta avem numai puțin, vreau să mă uit, folosesc chestia asta, de asta mă tot uit în jos. All Games. Să vedem în seara asta, că am pus ceva și astăzi. Nu spun că sunt pariuri siguri sau nu există pariuri siguri în niciun sport. E vorba de intuiție, de a cunoaște sportul pe care îl pariezi, de a fi informat, de a paria inteligent, dar aici norocul, nu știu exact, încă nu sunt convins cum e treaba cu norocul. Norocul și la noi se zice că norocul și-l mai face și omul. Îmi place în NBA. Practic joc în NBA pentru cotele foarte mari care sunt. Și cote foarte mari înseamnă să pariezi pe ceea ce ceilalți n-ar paria. De ce majoritatea pariorilor pierd, nu câștig? Pentru că toți se duc pe aceeași mână în aceeași direcție. Trebuie să ieși din turmă, să ieși din cutia aia, și să te uiți spre alte oportunități, spre altă strategie. Bun. Utah Jazz în seara asta joacă cu Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, care e o echipă în permanentă suferință, joacă pe terenul echipei cu cea mai bună apărare din NBA, cel puțin până acum. Donovan Mitchell de la Utah Jazz sper să facă un joc extraordinar. Sper Rookie Rubio să se întoarcă cu forțe proaspete. Deci ăsta este un candidat pentru bet-ul din seara asta. Merg pe mâna lui Golden State Warriors pentru că am văzut cum i-a distrus pe cei de la Denver Nuggets care erau liderii de conferință. În continuare cred că Warriors are cea mai mare putere de foc din NBA și poate distruge un adversar într-o singură repriză. Dacă vor, într-o singură repriză pot pune o diferență de 20 de puncte pe tabelă. Lucru pe care nu l-am mai văzut la nicio echipă. Deci ăsta e. Golden State Warriors să câștige la peste 21 de puncte, la 21 sau mai mult. Utah Jazz să câștige la 21 sau mai mult. Boston Celtics la Grizzlies. Și aici Boston Celtics și-a recuperat unul dintre jucătorii de bază. E posibil să facă un match foarte bun acasă împotriva celor de la Grizzlies. Da, cam astea sunt. Nu, restul meciurilor sunt deschise pentru in-live betting, pentru bettingul live. Dacă voi vedea o echipă care câștigă primul sfert la o diferență mare de puncte, atunci acea echipă voi merge pe mâna lor, pentru că nu se știe. Poate că ei au o seară foarte bună sau ceilalți au o seară foarte, foarte proastă. Cam asta e strategia după care mă ghidez până acum și mie mi se pare că, nu știu, vreo 2000 de lire în 4 zile nu e chiar atât de rău, având investiția între ghilimele, că nu știu, vreo 150 de lire cred că am investit.
bani luați înapoi, practic. Bun, cam atât pentru în seara asta. Să vedem, poate ne vedem mâine cu vești bune. Wow, 10 minute, n-am vrut să mă întind atât. Ok, poate ne vedem mâine și vorbim mâine și despre alt câștig. Vă salut! Subscribe, like, dislike, aștept comentariile voastre și opinii. O seară plăcută! Pa, pa!